suntem pe acest pământ, veniți toți împreună, și noi cei din această cameră, prin voia lui Dumnezeu. Atâta timp cât te rogi, cât îl invoci, cât îl conștientizezi a fi esența din care ne tragem, nu are cum să-ți fie frică. Pentru că El este peste orice, este peste percepție. Credința e foarte important, să nu se înțeleagă absolut nimic din greșit din ceea ce spun sau să se interpreteze. Este felul în care ne raportăm la tot, la viață. Eu mă raportez la tine prin credință. Dacă nu m-aș raporta la tine prin credință, tu nu ai exista. Noi așa ne ținem toți în viață unii pe alții. Această vibrație a credinței ne ține în viață. Oamenii ce nu înțeleg? Că toată puterea e la ei. Dar nu toată puterea doar dacă mergem toți în grup. Nu, mă! Nu! Revoluția e într-un om. Care? În fiecare. Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, încântat de revedere. Invitata mea de astăzi este o personalitate a vieții publice românești, extrem de cunoscută, de apreciată și de iubită, absolventă a Facultății de Marketing Management Royal Holloway Londra, deținătoarea unui master London School of Economics și a unui titlu de doctor la University College din Londra, și a început cariera în calitate de creator de modă și ulterior de critic de modă, iar astăzi reprezintă una dintre cele mai puternice, clare și rezonante voci din spațiul autohton, o voce exprimată cel mai adesea prin intermediul propriei platforme, o populară aplicație intitulată Verdict. Foarte frumoasă și elegantă, inteligentă și cultivată, critică și adesea incomodă, plină de umor și adesea sarcastică, peste toate extrem de lucidă, de clară, de tenace și de curajoasă. Dana Budeanu, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație la prezentarea, deci introducerea m-a amuțit așa un pic, dar sunt bine. Nu asta a fost rostul ei, pentru că este o introducere sinceră și, da, după cum știi, în orice apariție publică, în orice discurs public, în orice conferință, seminar sau și dialog, precum cel pe care îl avem noi acum, trebuie să existe și un element numit de captatio, un artificiu prin care trebuie să atragi publicul de partea ta și să îi captezi atenția pe necondiționat, pe toată durata intervenției. Iar prezența ta strălucitoare de acum pe mine mă scutește de orice efort de captatio, așa încât n-am nevoie de alte artificii. Și sunt convins că prin propria-ți prezență ai sedus publicul definitiv și ne va urmări cu interes. Și cred că trebuie să sunt scutit de orice introducere, motiv pentru care aș putea să intrăm direct în pâine. Intrăm direct în pâine, da, nu, acest podcast va fi foarte vizualizat. Este unul dintre defectele mele a fi vizualizată foarte. Sunt momentan pe locul 1. În general, eu sunt pe locul 1 mereu. Vezi? Introducerea ta m-a lăsat așa, total surprinsă, dar acum eu continui în aceeași notă. E foarte bine. Tot ceea ce fac ajunge pe locul 1. Dar am să explic și de ce. Pentru că nu este un talent. Este pur și simplu o consecință a felului în care te raportezi și a felului în care alegi să trăiești. Toată lumea poate să fie pe locul 1 în tot ceea ce face, doar că nu alege. Sunt o fată, încă, doar o fetiță,
Pentru că atâta timp cât avem copii, cât avem părinți, suntem copii și eu sunt un copil fericit cu copii, care a studiat management și economie și integrare europeană, în special pentru că așa a vrut tata. Și poate așa se va înțelege discrepanța imensă dintre ceea ce am studiat și ceea ce am practicat după. Nu regret. Eu am vrut să fac pictură, m-am pregătit pentru pictură și consiliul de familie format doar din tata a hotărât că nu. Și așa a fost. Nu am fost un copil traumatizat. Din cauza aceasta, generația noastră nu a fost o generație traumatizată pentru că a mers la școală și pentru că a ascultat de părinți și pentru că ne-am respectat părinții și pentru că am luat în considerare deciziile lor. Noi nu am fost nici traumatizați de aceste lucruri, nici pentru faptul că ni se cereau note, nu am fost traumatizați, nici măcar pentru că am avut uniformă până la un anumit punct, nu am fost traumatizați. Ăștia de prin Anglia nu sunt traumatizați nici în ziua de astăzi ca o uniformă, în absolut toate școlile. Deci nu am fost traumatizată că n-am făcut pictură, am suferit că n-am mai pictat și că nu am stat toată viața prin atelierele marilor artiști de la televiziune, unde am avut onoarea să stau și să mă pregătesc. Pancrati? Da. La marele pictor Mărginean, care m-a și descoperit prin foarte talentată dânsului soție. Da, înainte aceștia erau profesorii de la școli. O să revenim și la pictură, da. Vreau să te întreb. Nu trebuie neapărat, să justific, să explic așa. Mi-ar plăcea mie și aș vrea doar o foarte mică nuanță. Eu cred că există totuși o legătură între studiile tale și felul în care tu te prezinți astăzi. Există o mare legătură între unde am studiat și felul în care mă prezint astăzi, între tipul de școală pe care l-am făcut, țara în care am fost educată din punct de vedere academic și felul în care m-am format și în care sunt astăzi în general. Eu m-am format acolo. Da, știi, da. În timp ce tu vorbești, mi-aduc aminte, știi ce spunea Einstein când definea educația? Spunea, educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat ce ai învățat la școală. Valoarea formativă a educației este esențială, ori pentru tine, eu cred că educația ta de la universități prestigioase londoneze a contat în felul articulat și foarte nuanțat și foarte fain în care tu astăzi analizezi lumea. Și așa cum spuneam la început, tu ești un reper inconturnabil, aș zice, în peisajul nostru, când vorbim despre analiza acestei lumi și a subiectelor mari, fierbințe ale lumii. Și nu o să avem timp și poate că nici competență în ceea ce mă privește să intru în toate subiectele pe care tu le abordezi. Pe mine mă interesează cu predilecție teme legate de educație. Vorbeam adineauri de universități, teme de formare a tinerilor, te-am urmărit vorbind despre virtuțile indispensabile în traseul unui tânăr, în formarea unui tânăr, despre conflicte generaționale, despre drepturi și libertăți, te-am urmărit, în paranteză fie spus, cu mare admirație cum ai luptat în perioada 20-22, 23 poate, despre libertatea de expresie, e materia ta primă, despre presă și felul în care media manipulează lumea și poate, dacă avem și răgaz, despre riscuri viitoare. Aș începe însă, știi, prima mea curiozitate în ceea ce te privește a fost motivația. Ce a motivat-o pe Dana Budeanu să-și asume acest rol de făt frumos al activismului social, politic, educațional românesc? Și am dat peste o afirmație de a ta pe care aș vrea să o pun pe masă, să o disecăm, să o punem sub microscop. Ziceai într-un context că ce te-a motivat în mod predilect a fost să determini oamenii să nu le mai fie frică. Citesc din memorie. Da. Și acum, legat de afirmația asta, că o punem sub microscop, am mai multe întrebări. Prima, în ordinea logică,
De ce pui tu virtutea curajului în vârful piramidei, în prima poziție din top? Pentru că nu cred că există frica. Ea nu are cum să existe în același timp și concomitent cu Dumnezeu. Suntem pe acest pământ, veniți toți împreună și noi cei din această cameră, prin voia lui Dumnezeu. Atâta timp cât te rogi, cât îl invoci, cât îl conștientizezi a fi esența din care ne tragem, nu are cum să-ți fie frică. Pentru că El este peste orice, este peste percepție. Credința e foarte important, să nu se înțeleagă absolut nimic greșit din ceea ce spun sau să se interpreteze. Este felul în care ne raportăm la tot, la viață. Eu mă raportez la tine prin credință. Dacă nu m-aș raporta la tine prin credință, tu nu ai exista. Noi așa ne ținem toți în viață unii pe alții. Această vibrație a credinței ne ține în viață. Eu te țin pe tine, tu mă ții pe mine, îl ținem pe el, îi ținem pe oamenii din jur. Suntem această vibrație divină prin care toți putem fi tot. Doar că uităm asta. Cum? Prin negație. De când ne naștem, adulții care au uitat și să fie copii și că au fost vreodată și să viseze și să spere, ne spun nu. Atunci începe frica. Frica nu există. Eu dacă arunc un bebeluș în apă, acum, el înoată. De unde știe? Așa vine pe pământ. Eu sunt un om cu frică foarte mare de apă pentru că am avut un accident foarte grav. Dar eu mi-am învățat copiii să note. Pledoria pentru, te... pentru că nu există limită atunci când nu ți-e frică. Eu organizez niște evenimente, nu vreau să vorbesc despre ele aici. Până acum au participat peste 3.000 de femei, din 2019 până acum. Mai avem și anul acesta. Și este prima dată când am făcut anul acesta un eveniment cu 500 de femei participante. Sunt multe. Scopul meu este ca acele femei să plece de acolo înțelegând că frica nu există. Cum credeți că eu reușesc să conving atât de mulți oameni? Oamenii de-aia mă urmăresc. Ei se uită la mine și nu le mai frică. Nu mai este frică. Pentru că realizează că frica nu există. Este o opțiune. Este o opțiune. Eu, dacă te pun pe tine acum într-o situație să ne salvezi pe cei din această cameră, o să vezi că o să ne salvezi. Dar nu crezi. De ce? Doar pentru că n-ai fost în acea situație. Atât. Este atât de simplu. Este la o secundă de tine. La o secundă distanță. Acest curaj. Ideea nu este de curaj, ideea este de a nu-ți mai fi frică de nimic, că de nimic ce înseamnă? Pentru fiecare frică e despre altceva. Adică temerile pe care oamenii le au sunt extrem de diverse și acestea sunt foarte promovate și foarte bine ambalate sub, cum să vă spun, sub idei sau sub teme cu care trebuie să luptăm și de care... Nu. Frica nu există. Nu mai ambalați frica. Pentru că ei ambalează frica și o vând oamenilor. Așa se naște manipulare. Ajungem și la manipulare. Pledoria ta este extrem de emoționantă înainte de toate pentru că introduci în ecuație ideea de credință și conexiunea cu divinitatea. Și... Mă leg de afirmația ta ca să te întreb mai departe, o curiozitate care de fapt este foarte autentică. Spune-mi, te rog, chiar mă interesează foarte mult, câți oameni sau ai evaluat nivelul de impact al pledoariilor tale în conexiune cu publicul tău? Pentru că eu intuiesc că din 2022, ca să luăm ca punct de plecare acel moment nefast,
până astăzi, aș zice că foarte mulți oameni s-au trezit. Și-au dat seama de foarte multe lucruri. Tu ești mai în măsură pentru că tu ai avut un contact mai direct decât l-am avut eu. Tu ai avut un contact prin propriile tale, prin aplicația ta, prin comunicarea mai directă cu oamenii. Ai remarcat o creștere a nivelului conștiinței colective, da. grație intervenției tale și grație pledoariilor tale pe care le-am urmărit în cursul acestor ani. Firește, da. Bine, eu am și tot ceea ce fac, pentru că fac singură tot ceea ce fac. Lângă mine sunt foarte puțini oameni, nimeni nu crede asta, poate toată lumea crede că eu am o echipă de zeci de oameni. Lângă mine nu. Vă dați seama, fac contentul aplicației, acolo am doar trei prieteni minunați care contribuie la rubrica dedicată oamenilor deștepți, așa se și numește, unde scriu și... În rest, contentul meu, tot ceea ce înseamnă video, absolut tot este făcut de mine singură, cu un telefon. Adică, pur și simplu, da, firește, și am foarte multe tools-uri din acestea care numără audiența și nu numai audiența. Cine mă urmărește, de unde, cât timp, gândiți-vă că pe aplicația mea... Florentin mă cheamă, da. Da. Pe aplicația mea, media unei intrări este de o oră, este enorm. Oamenii citesc. Restul sunt minciuni. Oamenii sunt deștepți. Restul sunt minciuni. Și de ce nu-i vedem pe cei deștepți, buni, frumoși, peste sunt tot? Sunt ținuți rasc. Le e frică. Nu. Da. Din cauza lor nu-i vedem, pentru că le este frică. Le e frică să fie bun. Le e frică să fie frumoși. Nu mai e mișto. Mai e mișto să fii bun? Nu. Mai e mișto să iubești? Nu. Mai e mișto să citești? Nu. Și atunci ei stau ascunși. Le-i frică să iasă. Pe aplicație, când s-au mutat, pentru că eu am dat tot contentul de pe YouTube jos, acum am reactivat YouTube-ul, dar nu este cu contentul care este pe aplicație niciodată, nici verdictele mele de umor, de situație și ce mai fac eu, că așa s-au și lansat toate celelalte verdicte, da, și politice și etc. Gândiți-vă că eu am șters acel cont în momentul în care am deschis aplicația, care, rețineți, are 9 rubrici, dintre care doar una singură este dedicată acestor verdicte de situație, da? Pe aplicație doar citești, studiezi, înveți. În rest, în 8 rubrici, ok? Toți oamenii aceia s-au abonat. Ei vor să trăiască frumos. Ei vor să știe adevărul. Ei vor să fie deștepți. Eu am o comunitate care nu are social media. Au închis social media de când au aplicație. Eu am aplicația din 2021. Au închis social media. Nu există societatea. Societatea promovată reprezintă, nu știu, cred că un 15%. Noi. Și vorbesc strict de nația aceasta. Nu. Noi suntem frumoși, deștepți. În majoritate. Știți de ce nu știm asta? Pentru că majoritatea nu sunt în orașele centru. Ok? Și chiar dacă sunt și în acelea, de acolo vedem, mă rog, cum le spun eu, ce vor hashtag-i și atât. Pentru că asta e media, media e controlată. E ok. Atenție, e ok. E ok. Nu mai vreau să... Eu nu dramatizez niciodată. Da, mă, media, presa e controlată tot. Cum să nu fie controlată? Adică vorbesc cu tine direct. Nu? Cum să nu fie controlată dacă presa depinde de bani? În ce sens să nu fie controlată? În ce sens? Că nu înțeleg aberațiile astea. Credeți că în Statele Unite ale Americii nu e controlată presa? Sau ce aveți? Peste tot pe globul pământesc, oriunde, presa e controlată. Aha, ne amintim de acei ani superbi în care se făcea gazetărie, în care se făcea jurnalismul de autor, în care oamenii scriau, acești jurnaliști mișto scriau editoriale. Mai scriu și astăzi, nu le știți voi, nu le citiți, pentru că nu mai aveți acces, pentru că stați la presa care vă ține agățați cu titluri, din titluri. Da? Gândiți-vă că presa astăzi este doar un șiruire de titluri senzaționale, atât. Da? Nimeni nu mai stă să citească un editorial. Însă toată lumea stă și citește ceea ce eu... Ăsta e barometrul meu, aplicația. De ce? Pentru că această aplicație, repet, îți dă foarte mult de citit. Foarte mult, enorm. Tu nu poți... Adică, mie n-are cine să-mi spună. Sunt zeci de mii de oameni care în fiecare zi intră pe această aplicație și stau o oră. Asta e media. Media este o oră. O oră. Doi. Am un fel de, că n-ai voie să faci social media pe aplicație, am un fel de loc în care ei scriu. Toată lumea poate să scrie pe aplicație, cei care au aplicație, și scriu mesaje.
dacă politicienii, dacă românii, lăsați-vă politicienii, dacă românii ar citi mesajele de pe aplicația mea, mâine ar fi ei înșiși pe loc. Pentru că și-ar da seama cât de mulți, de fapt, sunt gândesc. Amazing! Și trăiesc mișto, și nu-mi interesează ce se spune la centru, ce pe e pe la București, ce se spune pe primăveri. Habar n-au, nu-i interesează, sunt pur și simplu paralel, trăiesc. Ieri am scris un, nu știu, emisiunea asta nu știu cum o să se întâmple. Mă rog, la mine totul durează 5 ore. Deci, o să mă opresc imediat, că e mai bine să avem un plan. Dar eu așa cu mine. Eu l-am, așa. Știu, eu n-am nimic. Așa, deci, ieri am scris un text. Pentru că tocmai savuram un alt borcan de dulceață făcut de mama mea și am zis, Doamne, noi aveam cămară, mă, acasă. Știți-mă că nu mai există cămară. Păi mai nu există. Deci copiii cresc în case fără cămări. Adică este un handicap imens. E o demență. Ce se întâmplă cu mamele? Ce se întâmplă cu femeile? De ce le este rușine? A ajuns să fie o rușine să fii femeie și să știi să faci orice în casă, au, e rușine. Nu mai ești modernă, nu mai ești nu știu cum. Nu-ți exagerezi. Azi dimineață, că mesajele la mine intră pe tot felul de canale din astea, eu nu le pot desface și le deschide ceva. Am avut peste 1000, cred, de mesaje cu cămările din România. Extraordinar. Nu, doar pe trei străzi cred că nu sunt cămări. Am concluzionat eu, aflându-mă la birou. Zic, bă, uite 1000 de cămări, mă. Toată țara, uite-mă, din toată țara. Cu copilul în cămară, că mă rog, am povestit eu acolo că le ascundeam, mâncam pe șest, puneam evident, borcanul evident la loc, l-ascundeam după ăla de murături și îl găseai până decembrie că 10 borcane de dulceață sau mâncai. Dar era copilăria, mă, în care te mângeai, în care mâncai orice, nu făceai nici diabet, nici depresie, nici nimic, da? Da. Te întrerup o secundă ca să te întrerupă Dana Budeanu. Dana Budeanu te întrerupe și spune așa. Într-un text care mi-a plăcut foarte mult, scris cândva. Atunci când mama e Facebook-ul și tata TikTok-ul, înseamnă că lucrurile au luat o razna complet. Aceasta este soarta potrivnică a unor copii pierduți în mrejele rețelelor sociale, veșnic triști și dornici de afirmare. Societatea contemporană le servește prin noile valori sociale porția zilnică de nefericire, în timp ce părinții biologici, proști și neputincioși, asistă înmărmuriți la acest spectacol grotesc. Ultimul deceniu a reușit să distrugă climatul social din orașele bogate ale României. Destructurarea a fost solidă acolo unde importul din Occident a fost cel mai puternic. București, Cluj, Iași sau Timișoara au căzut captive, în timp ce restul țării a rămas mai aproape de reperile generațiilor tinere din trecut. Mizeria socială a ajuns și acolo, dar nu a reușit să se instaleze la fel de puternic precum în orașele evoluate spre marele progresism. Tot ceea ce vedem astăzi este o consecință firească la importul de occidentalism precar. Părinții au contribuit cu toată forța prin lipsa de creier și prostia disimulată. Am vrut o țară ca afară și către asta ne îndreptăm. Tinerii frumoși și liberi, afumați de licori magice, fete dezinvolte, gata de poze pe Instagram la 14 ani sau părinți cool, gata să-i digitalizeze pe copii de la 4 ani. Acest om nou trebuia zdruncinat din toate încheieturile pentru ca sufletul să fie singur, îndepărtat de orice ancoră puternică. Pentru a deveni anxios și hăituit, trebuie să fie departe de orice oază de stabilitate, de la familie, la profesor sau biserică. Singurătatea lui era o consecință a pretinsei libertăți nemărginite, în timp ce nivelul de înțelegere devenea tot mai precar prin lipsa de cultură. Parcurgerea acestui hău către abisul postmodern a durat decenii, dar capătul tunelului se vede limpede. O analiză extrem de tăioasă, foarte frumos scrisă, foarte coerentă și foarte tristă și mă tem că foarte adevărată. Te întreb, poate, dă-mi o doză de un pahar cu optimism. A, nu.
Eu sunt o idealistă, eu sunt foarte optimistă. Acesta este un text de pe aplicație și el a fost preluat, câteodată presa preia și de pe aplicație și vreau să vă spun că presa transcrie ca să preia ceea ce pentru mine abia atunci este un compliment. Pentru că nu se pot copia articolele și cineva stă și se transcrie și atunci înseamnă că e bine. Deci, situația este aceasta și tocmai vorbeam înainte și am și precizat în text, în aceste mici centre numite de putere. În general, în România, viața nu e asta. Dacă mergi și cunosc profesori și vorbesc cu ei, dacă mergi, de exemplu, la Academia de Studii Economice sau dacă mergi la o altă facultate, diferența dintre studenții din provincie și studenții din București este imensă. Studenții veniți din provincie, acei copii veniți cu greu la oraș, la capitală, contează. Au niște valori împământenite fantastice. Nu sunt interesați de social media. Pun întrebări. Vor să înțeleagă ce se întâmplă. Participă la ore. Vor să evolueze. Lucrurile acestea nu s-au pierdut. Ni se induce că s-au pierdut. Ni se induce că nu mai există. Nu este adevărat. Dar tu în același timp deplângi faptul că există un import necenzurat și nenuanțat și nechipzuit de occidentalism, da, că părinții sunt tot mai dezinteresați de odraslele lor, că formarea acestor odrasle nu prin lectura zilnică a unei cărți, ci prin TikTok e dăunătoare, că există un derapaj. Mi-mi place să spui asta, pentru că eu am crescut în Bucovina. Și eu mă gândeam, zic, domnule, în acord cu tine. Dar se vede. Nu știu dacă... Eu am crescut în București. Eu m-am chinuit să nu se vadă asta. Deci nu. Dar la tine se vede. Eu îți spun. Mulțumesc. Nu știu dacă da, este un compliment. Mulțumesc. Ceea ce pe mine mă preocupa, ziceam, domnule, inflația asta de informațională, agresiunea rețelelor de pretinsă socializare, toate gadgeturile și drăcovenile tehnologice, toate vor sminti mințile tinerilor. Și s-a și întâmplat. S-a și întâmplat. Tu, acum când ți-am cerut o leacă de optimism, mi l-ai livrat și mă bucur. Și eu mă gândeam, zic, în Bucovina natală, acolo unde oamenii sunt altfel croiți. Cum? Și unde, în alt spirit. Cum? Ce spirit? Într-un spirit al unei conexiuni cu strămoșii, într-un spirit al unei conexiuni cu divinitatea, într-un spirit al smereniei și al legăturii cu comunitatea și într-un spirit al unor valori pe care noi le numim tradiționale, dar ele sunt, în fapt, o temelie a comunității în care noi trăim. Ceea ce vor să facă astăzi din noi este destructurarea, cum ai zis, foarte, foarte fain aici și foarte corect, destructurarea acestor conexiuni și acestor valori și acestei temelii ontologice, până la urmă, pentru că dacă ei umblă la această structură de rezistență, ne termină. Deci, până la urmă, că sunt excese, mai vedem, știu eu, derapaje, hai să numim generaționale, dar dacă se ajunge la o implozie a tamana structurii de rezistență care e dată de acele valori, suntem pierduți. Ori eu constat în mesajul tău, pe de o parte, un semnal de alarmă, un semn de îngrijorare, pe de altă parte, mă bucur când spui, domnule, eu am reacții ale unor oameni formidabili, care sunt majoritari. Care sunt majoritari și asta este... Până la urmă, eu sunt acum derutat. Eu însumi sunt victima unor joc de percepții. Eu văd la un dat, mi se pare că, nu știu, Facebook-ul e dominant sau TikTok-ul, dar mie scapă
Și mă bucur când spui tu că sunt studenți veniți din provincie care sunt foarte sănătoși la cap și foarte buni. Eu însumi ca avocat, când văd tineri avocați, studenți avocați, eu am poate o prejudecată că generațiile noi sunt în medie mai slabe decât generațiile anterioare. Și eu chiar cred asta. Dar am bucuria să văd tineri care vin, absolvenți ai facultății de drept și vin la noi și sunt brilianți. Și sunt chiar și sănătoși în viziune și îmi dă așa o doză de optimism. Îți urmăream interviuri mai vechi și am prins o replică de-a ta plasată exact în contextul în care tu deplângi carențele sistemului educațional și te întrebi ce va fi în viitor, ce rol au părinții, cum își vor crește copiii. Nu de puține ori am dezbătut cu colegi, cu confrați, cu prieteni. Cum ar fi să ai un copil acum, în vremurile astea, cum îl educi? Și tu spuneai, din nou citesc din memorie, fetițele mele s-au salvat. Fac o foarte scurtă paranteză, am prieteni care au recurs, probabil cum ai făcut-o și tu și citeam mărturisirile ale tale, să izoleze copiii de tot ce înseamnă poluarea modernității și postmodernității cu toată tehnologia ei. Ba chiar am prieteni care și-au dus copiii la țară și stau în natură, citesc povești, nu se uită la televizor sau la net, la internet și colorează, pictează și se joacă prin curte. Crezi că e o soluție? Crezi că se poate ca un copil să fie astăzi educat cum ți-ai educat tu fetițele tale, fără să existe riscul unei inadaptabilități sociale viitoare? Ce înseamnă această inadaptare socială? Ce înseamnă asta? Mă gândesc, o să te provoc puțin mai încolo. Adică ce crezi că vor ei să spună cu asta? Adică în ce sens ce? Copilul nu se adaptează social dacă, de exemplu, nu are telefon? Fetițele mele, ăsta e un amănunt pe care nu cred că o să... Nu le-am cerut acordul să spun asta, dar mă rog, toată lumea știe că ele nu au telefon, au 18 ani jumate, fac 19 ani în două luni. La mulți ani. Mulțumesc. Fetițele mele au primit telefoane acum, pentru că pleacă la facultate. Știu crezi că sunt... Nu, pe 22 noiembrie, nu? Da. Crezi că sunt adaptate social? Sau crezi că nu sunt adaptate pentru că nu au avut telefoane mobile în mână până la vârsta aceasta? Eu cred că tu ai dreptate, eu sunt într-o situație similară. Cred că ai noștri copii, sper să dea Dumnezeu să spunem să, cu majuscule, s-au salvat. Iartă-mă, nu o secundă, te întreb. Eu mă gândesc la copilașii care intră acum în clasa 1 și la grădiniță. Și în mintea mea, când vor fi intrat ei la facultate în 2037, probabil că totul va fi digitalizat, cum le place moderniștilor să zic. Păi, probabil. Ei, dacă n-au avut instrumentele necesare, nu se vor adapta acelor cerințe ale digitalizării. Nu-i așa? Nu. Cum vor trăi ei în afara unui sistem? Dar ei nu trăiesc în afara. Asta este doar o interpretare a părinților comozi din ziua de astăzi, adică acelor care nu sunt părinți. De fapt, am vrut să o spun într-un mod ușor mai fin. Când ești părinte comod, nu ești părinte, că nu există părinte care poate să fie comod când are copii. Nu. Tu, în momentul în care ai născut, viața ta s-a terminat. Definitiv. Este viața copilului, după care este viața ta. Dacă ai terminat pe ziua de astăzi cu viața copilului, poți trăi. Dacă n-ai terminat, îmi pare rău, trebuie să-ți mai iei câteva ore să termini întâi cu copilul, ok? Nu ești mama așa la mișto, mă rog. Dar să revenim. Deci, copilul nu are telefon pe mână. Să înseamnă că e handicapat? Nu. Înseamnă că nu stă non-stop cu telefonul în mână, cu o extensie care a devenit o extensie a corpului. Uitați-vă pe străzi, uitați-vă peste tot, da? Asta nu înseamnă copilul și ce e net. Asta nu înseamnă copilul, nu știu, nu are acces la tehnologia asta nouă pentru a învăța sau pentru ce se mai cere la școală. Nu înseamnă nimic. Este doar, nu are acces la social media. Înseamnă că e handicapat. Nu există niciun argument
Da, atenție, nici unul pro a ceea ce invocă ei. Pro ceea ce... Nu există. Eu am un milion de argumente și n-au niciunul. Știți în cât timp învață un copil să umble la telefon din secunda în care rapid. Îl are? 10 minute. Da. De ce? Pentru că toate aceste generații sunt firește adaptate la mediu. Contează că copilul nu are telefon sau social media. El învață toate aceste lucruri care poate pentru noi sunt cumva, nu știu, de undeva din viitor. Pentru ei sunt din prezent și ei imediat le învață, dar la o vârstă propice. Despre asta e vorba. Când crește un copil, viața lui se împarte în acei ani fundamentali până intră la școală, că de să nu mai... 7 ani de acasă. Că-s de acasă. Că înainte să stătea acasă. Ani e. Nu întâmplător. Și fetițele mele au stat. Contează. Eu am fost și grădinița și tot ce a trebuit. Nici nu a fost grădinița. La 4 ani jumate îmi cereau cărți. Mă rog, nu, n-au fost nici copii care citeau la 4 ani, nici nu. Dar știți și de ce? Pentru că un copil crescut în echilibru și în iubire fantastică și în armonie, un copil care are copilări care se joacă enorm când e mic, e ca un burete, el îți învață tot din joacă. Trebuie să îi le dai din joacă. De aceea există educatoare fantastice și zici, domnule, are har. Are, domnule, har, domnule, îi dă tot în joacă. Și copilul vrea, pentru că e copil. După aceea intră la școală și acolo asta e viața. Da, trebuie să participi. Eu am fost un părinte atipic, sunt în continuare un părinte atipic considerat, nu mă interesează, copiii mei sunt extraordinari, au crescut și au evoluat superb. De ce? Păi au avut timp, că n-au stat numai pe suge, tu nu ai timp, mă, de nimic. Nici ca adult, nici dacă ești copil, tu nu ai timp de nimic dacă tu de dimineața până seara stai pe social media. Dacă nu stai, ai timp. Timpul pe care l-am avut și noi doi. Absolut de acord cu pledoaria ta. Eu sunt în barca ta, îți împărtășesc argumentele tale. Ai pomenit de grădiniță și n-am vrut să te întrerup, dar cu îngăduința ta o mică istorioară. Eu sunt învățător de profesie și am făcut liceu pedagogic, însă mi-a luat cineva mințile când a trebuit să-mi dau propriul copil la grădiniță. Eram convins în nechipzuința mea de atunci că sistemul grădinițelor private este, nu-i așa, că-s private. Fascinația sistemului de învățământ privat mă lovise și pe mine. Și mi-am dat copilul la o școală privată, la o grădiniță privată. Și am remarcat opoziția lui de a merge la grădiniță. Pentru mine, pedagog, este primul indiciu că e ceva în neregulă. Și m-am dus să văd ce se întâmplă la grădiniță, normal. Nu dau numele, că nu contează. Și am remarcat la grădiniță. Primul lucru care m-a izbit la vremea respectivă a fost faptul că aveau un orar. De la 8 la 45, limba engleză, de la 9, informatică, de la 10, nu știu ce. Și am întrebat, da, eu am dat-o aici la Universitatea Babeș-Bolyai? Nu, am dat-o la o... Și sunt absolut de acord cu tine că cea mai importantă și fundamentală metodă de învățare este a jocului. Și când am văzut aceste aberații, am scos-o, am dat-o la urgență de stat, numită de stat, unde a început să citească povești, să interpreteze roluri, să se joace și să învețe prin joc exact ce îi trebuia să Eu știe. Eu am făcut această precizare pentru că este foarte importantă vârsta la care ei au acces la anumită informație, da? Această obsesie cu copilul care trebuie să aibă telefon și acces la social media la 6 ani este un cretinism absolut, absolut. Nu poate veni decât la niște persoane complet, complet, complet nepregătite, deloc evoluate. N-ai cum, deci n-ai cum, gândește, logic, nu ai cum. Ce să caute un copil de 6 ani cu telefon? Ce să-l caute cineva? Sună la părinții dacă îl caută. Îl caută cineva, are
Ce să învățăm de la birou? Ce să facă la 6 ani? Noi nu ieșeam la joacă, dar nu mai există nici asta. Și tot așa, acum ceva timp spuneam, măi, oameni buni, aveți găși de prieteni. Nu duceți copiii decât la restaurant. Voi stați la mese, ăia bănânăie pe între mese. De ce bănânăie? Pentru că sunt copii și pentru că trebuie să alerge, de-aia. Modificați aceste programe, dar tot cu gașca aia de prieteni, organizează, că majoritatea stau și unii lângă alții, ăia care nu stau unii lângă alții, organizați aceste ieșiri pentru joaca copiilor. Noi ieșeam în fiecare zi și ne jucam. Unde eram? Că în fața blocului, că în fața casei, nu conta, mergeam în parc, ne întâlneam acolo. Adică exista asta. Exista asta. Eu am făcut asta pentru copiii mei cu alți copii când erau mai mici. Mergeam în parc cu ele și am zis, am făcut și eu o propunere, dom'le, haide să meargă toți copiii, parc, nu știu, că așa făceam noi, nu știu, unul cu bicicleta, unul cu mingea, unul cum era. Și au sosit și zic, prima condiție este să, dacă puteți să le luați telefoanele, că zic, noi nu avem ce să facem cu telefonul, noi avem să ne jucăm. Și cum, păi cum îl sun? Păi cum să-l sun? Ce zici să-l sun? Mă sun pe mine, că eu sunt gardianul, nu? Eu vă povestesc acum o poveste de viață. Și mă rog, i-au lăsat ochii peste cap, dar nu trebuie să-i lași, că dacă îți dai ochii peste cap, ia la casă. Dar vrei să-l lași, copilul voia. Prima dată când au ieșit, nu știu, erau vreo 10 copii, am spus, fiți atenți care-i treaba, ideea este că eu sunt pe această bancă, da? Nu ieșiți din raza mea vizuală, că eu răspund de toți. Raza mea vizuală e mare, alergați, faceți ce vreți, etc. Eu am aici dulciuri, v-am cumpărat, veniți la mine, vă dau, etc. În prima zi nu vorbeau. Nu știu. Nu mai aveau alinați. Erau, nu înțelegeau prima ce se întâmplă. Zic, mă, lăsați niște biciclete, n-ați venit, v-am spus să veniți fiecare cu câte ceva, n-ați. M-am dus, le-am luat ce am găsit în parcul ăla, mă rog, nu contează, în Herăstrău. Au început să comunice, spre sfârșitul zilei au început să comunice. Mă sunau părinții, îmi dădeau mesaj, părinții erau la terase toți, îmi dădeau mesaj. E tot în regulă? Zic, dacă nu vă sun eu, ieri, ce să fac, alergă de tembeli pe aici, să întorc înapoi, perfect. Mă rog. Vinerea din a doua săptămână, mesaje. Vine și aia mică, sora lui cu el. Deci copiii au plecat acasă. Nu știu ce au povestit, ce li s-a părut, că prima dată, repet, nu s-a întâmplat nimic, în parcă erau complet. A doua săptămână, săreau din mașini. Era la Charles de Gaulle, ne întâlneam. Săreau, să se ducă la jocul de joacă. Să ne întâlnim acolo, că eram la întâlnirea asta noastră și eu preluam copiii. Săreau din mașină, nici nu ne auzeau. Pac! Fiecare a venit cu ceva. Fiecare copil. După vreo 6-7 săptămână că am tot făcut, mă rog, când ploua, nu așa? Haide. Nu că joacă, dar nu exista, nu uitaseră definitiv. Uitaseră definitiv. Copii, veniți din tot felul de familii, ok, familii, mă rog. Acum, doamne, acum o să se uite la așa și o să știe despre cine vorbesc. Nu contează, nu mai contează, că nu spun nimic rău. După aceea mă sunau agresiv părinții și îmi scriau. Ce se întâmplă sâmbătă? Păi nu-i cum? Păi hai să mergem undeva, să-i lăsăm să... Copiii cereau. Da. Și să stea fără telefon. Și să se joace dimineața până se... Stăm până se întunecă, nu? Că înainte stăteam 2-3 ore. Până se întunecă. Niciun copil nu vrea așa ceva. Dar spune-mi, pledoria ta, care de asemenea rezonez cu tot ce spui, pledoria ta a avut efect în determinarea unor părinți care... de dragul exercițiului, au înarmat copiii cu telefoane și tablete. Ca să scape de ei. Să scape de ei. Da. Și să te sune, să spună doamna Budeanu, da. Mulțumesc, nu le-am scos toată... Cum, men, care mă sună? Da? Cum facem? Exact cum îi iau telefonul acum. Păi zic, acum e foarte greu, pentru că tu înseamnă că ești un mincinos, ca părinte. Și copilul nu va mai avea încredere în tine. Păi ok, cum faci? Ei vor să treacă repede peste asta. Am greșit, gata, deci cum fac? Păi nu, gata. Tu trebuie să vii în fața copilului, să-i explici că ești un dobitoc, copilul să înțeleagă nu asta. Nu te dezici. Păi dar nu există. Să-i explici, să spui, mamă, am crezut că fac bine, ți-am făcut rău. Eu nu am crescut cu telefon, nu m-am priceput la asta, mama nu mai este de acord, am citit, am studiat, etc. Tu trebuie să vii în fața copilului cu o justificare care să nu te descalifice definitiv în fața lui. Mamă, tu mi-ai spus că mi-ai telefon, că e bun, mamă, vorbim la telefon, te sună mama din parc. Tu sunt pe la lasă, ce să poți să-i stătăm în parc, nu trebuie nimic. Mă rog, etc.
Tu trebuie să vii cu această justificare care, ca să poți să îi iei acest gadget înapoi. De-aia nici nu trebuie să ajungi să îi le. Păi și cum îl sun dacă ajungi acasă? Păi noi cum ne sunăm, mă, părinții? Pe tine te sună, pe tine, tu asta care pui întrebarea, tu pui întrebarea, tu ești un om matur, ai 30 de ani, da? Pe tine te suna mama pe mobil când ajungeai acasă? Nu, ai murit? Nu! Tu crezi că toți copiii de pe lumea asta au telefon? În toate orașele din țara asta și din lumea asta? Nu! Cum ajungă ei acasă? Păi jos. Nu știu, fiecare cu ce vine, cu ghiozdanul, cum mai pierde fularul, decât n-am pierdut 60 de fulare, 30 de căciuli, 100 de șepci, pixuri, penare, tot. Și ce? Știi, un dialog între doi copii din lumea contemporană, A către B. Auzi, știi ce mi-a zis mie tata? Că în vremea comunismului nu era o televiziune decât cu 2 ore pe zi. Îți dai seama? Și B îi spune, ce așa nasol? Aveai tot timpul să te uiți pe net. Deci, oamenii absolut dependenți de... Revenim puțin la... Dependenți de o altă realitate, pentru că pe aceea pe care ar trebui să o trăiască și pe care părinții trebuie să le ofere, nu există. De acord. Foarte cu tine. Important. Spunem că suntem în spațiul ăsta al metodelor educaționale, ale culturii contemporane. Te-am auzit deseori vorbind și din nou sunt în acord cu tine, cu ce spuneai, în legătură cu anumite metode educaționale. Trecem puțin de la copii la cei mai spre adulți. Sunt astăzi tineri care sunt fascinați de metode zise educaționale ale formării personale. Te-am auzit, da, vorbind cu maximă neîncredere cu privire la aceste metode. Te-am auzit vorbind cu aceeași mefiență despre nutriționism. Și spune-mi, te rog, din nou, care este efectul pledoariilor tale cu privire la aceste lucruri? Pentru că eu personal, când aud de metode de a învăța în 12 pași cum să fii cinstit și cele 7 căi spre împlinire, mie îmi vine, dacă nu să mi-au câmpii, măcar să râd. Pentru că nu... Da. Astăzi, în formarea de tinerilor de astăzi, recunosc și îți dau dreptate, multe carențe legate de o deplasare a accentelor. În loc să fie un accent, cum îmi spui foarte, foarte just, pe formarea, în contactul copilului cu cartea și cu valorile alea pe care noi le știm, o să ne spună lumea că suntem conservatori și încremeniți în tradiționalismele noastre. Toți copiii vor să fie conservatori. Dar până la urmă, eu, educația, a fi bun și a fi cinstit și a fi performant sau a dobândi alte virtuți și alte împliniri, pe o găsesc în literatura rusă. Nu trebuie să mă duc la cursurile despre... La cursurile despre dezvoltare personală și despre nutriție și despre alți cai verzi pe pereți nu trebuie să meargă nimeni. Este pur și simplu o pungă și e dezvoltată, firește, în urma acestei crime împotriva generațiilor actuale, care înseamnă netul. Educația pe net, alternativa... a ceea ce înseamnă netul, etc. Așa și-au făcut loc, da? Tu stând doar pe net, ei ce e pe net? Tu nu mai trăiești în realitate. Ok? Și atunci, un pungaș din ăsta vine și îți vinde marea știință de a te regăsi pe tine, că de-aia nu-ți merge ție pe acasă, de-aia, nu știu, ți-a plecat nevasta și de-aia nu mai ai jobul pe care îl vrei. Pentru că, atenție, și asta este geniul lui Soros. Atenție! Că de aceea Soros este un geniu. Nu contează, ne place, nu ne place, da? Părerea mea o știi. De ce? Pentru că el a format acest progresism extremist din școală. Da. El așa l-a inoculat. So he's a genius. De ce? Pentru că tu începi să înveți să fii așa, da? Asta s-a întâmplat și cu netul. Tu
Ai învățat că ai nevoie de consiliere pe orice. Păi cum mănânci? Tu știi că mergi prost? Nu știi să mergi. Pentru că nu știi să mergi, nu ți se oxigenează creierul. Pentru că nu mai prosti. Nu știi să faci sport. Nu știi să alegi. Păi, dar noi cum și acum alergam, că nu ne învăța nimeni. Alergam, păi când, nu știu, poate ne jucam, da? E, toate aceste noi științe sunt derivate din această educație de pe net. Așa au fost introduse. Astăzi, tu nu mai ai nevoie de părinți. Pentru că ai un consilier la școală. Știi că la toate școlile există consilier din ăsta, psihobubul ăsta, și tu te duci și spui lui toate tâmpenele, mă, știi ce se întâmplă? Am simțit așa o presiune și n-am mai putut să-mi fac tema la mate. Aoleu! Crezi că s-ar putea să ai un pic de depresie, dar cred că este undeva, ai avut o traumă în copilărie. Am avut traumă în copilărie, tot e o traumă. Și atunci tu ești acest traumatizat, deloc adaptat, care trebuie ajutat. Și cine te poate ajuta? Consilieri. Acești consilieri sunt de toate felurile. Și tu devii acest cetățean internațional consiliat și integrat. Doar tu ești integrat pentru că tu faci toate aceste lucruri. Eu nu sunt integrată pentru că eu n-am nevoie de consilierii ăia. Ok? Aici se creează celebra o rânduire mondială sistem și antisistem, da? Dar care antisistem? Este tot proprietatea sistemului. Ok? Pentru că nu există antisistem necontrolat. Astea sunt niște basme. Tot ceea ce noi vedem astăzi face parte din acest antisistem. Doar că antisistemul astăzi este împotriva familiei, împotriva bisericii, împotriva oricărei valori stabile. De fapt, în esență. Pentru că tu nu te mai duci la preot. Te duci la consilierul psihologic. Tu te duci la consilierul psihologic și îi spui lui ăla care-i treaba. Și ăla înlocuiește pe preot, înlocuiește pe maică ta, pe bunică ta, înlocuiește școala. Păi cum, dacă consilierul psihologic a spus că tu nu trebuie să-ți faci tema la mate, că te stresează, e chemată profa de mate și se spune și ei, el are o sensibilitate, știi, la mate. Punct. Și gata. Tu ești acest... inadaptat la mate și din copilărie a moștenit-o pe mamai sau nu știu ce. Toate aceste tâmpenii sunt complet majoritare în accesul pe care copiii pe care îi lăsați pe telefoane și pe net îl au. În timp ce tu ai vrut să scapi de copil pentru că ești cum ești ca părinte, da, și ai vrut să scapi de el și l-ai lăsat acolo, ți l-au luat consilierii și fac ce vor din el. Și tu ajungi pe la Agenția Națională Antidrog, ca în aceste zile prin care trecem, și te plângi. Nu știu ce să mă mai fac cu copilul meu, nu mai recunosc copilul. Păi cum, e la orfelinat copilul. La orfelinat, unde el nu mai are părinți, așa se numește internetul, și unde stă cu consilierii de la orfelinat. El este orfan, el nu are părinți. Normal că tu ai ajuns la Agenția Națională Antidrog și plângi. Că nu-ți mai știi copilul, că etc., că cum a ajuns în situația asta și ce o să facă statul acum pentru el. Ha? Nu, stai, el nu mai are ce să facă statul pentru el. Pentru că tu l-ai abandonat. E un copil abandonat, nu știu. Statul nu cred că se poate ocupa de fiecare copilaș de la casa de copii. Acum statul are milioane de copii la casa de copii. Casa de copii este internetul. Statul are milioane de orfani. Cu care ce să facă? Am analizat în urmă cu ceva vreme fenomenul agresiunii împotriva copiilor din ultima perioadă, în special în emisfera vestică. Când spun agresiune împotriva copiilor, am în vedere tot ce la tot ce au fost supuși copiii în perioada pretinsei pandemii, închiderea în case, botnițe, privarea copilului de contactul normal, firesc, cu educatorul, cu profesorul, imixtiunea în relația părinți-copii, agresiunile sub forma hipersexualizării cu copilăriei, a atentatului la candoare și la puritate, la programele zise educaționale,
adresate copiilor. Și cred că mai povestea asta odată, dar îmi cer scuze pentru cei care mă urmăresc a doua oară. Vreau să spun că am fost sunat de... Și am făcut undeva o mențiune zicând, sper poate prin textele mele să trag un semnal de alarmă, să, și la noi să fie, să nu se întâmple așa ceva. M-a sunat cineva și mi-a atras atenția și a zis, domnul avocat, vă înșelați amarnic. Se întâmplă și la noi asemenea agresiuni la adresa, de exemplu, a relației dintre copii și părinți. Am văzut recent, nu știu dacă ești la cunoaște, am văzut recent o reclamă TV în care copiii sunt îndemnați să îndepărteze puțin de atitudinea mult prea ocrotitoare a părinților și să își caute propria lor personalitate și propria lor autonomie. Pentru că nu e așa, noi trebuie să ne îndepărtăm de stereotipiile impuse de educația parentală. Așa este, la cea mai scumpă școală din București. Cea mai scumpă școală din București, ca să nu-i dau numele așa, pentru că sunt invitată la tine și nu doresc să trec anumite mulțumesc granițe. La cea mai scumpă școală din București, copilul este chemat de către consilierii școlari și este întrebat. Cum te înțelegi cu mama și cu tata? Copilul își spune bine. Ești sigur că te înțelegi bine? Fantastic. Și copilul zice, da, nu știu, da, copilul are 5 ani, nu știu, 10 ani. Da, mă înțeleg bine, suntem prieteni. Uh-huh. Ia mai gândește. Și ce faci cu tata în timpul liber? Mă joc fotbal, aici este. Încearcă să te păcălească, nu? Că te duci la fotbal și că totul e bine între voi și el, de fapt, nu? De fapt, ce ascunde toată chestia? Și copilul nu înțelege. Unii se duc și povestesc acasă, alții nu. Alții încep să creadă că nu este ceva în regulă cu părinților. Da, la vârsta respectivă, probabil okay că ești... Părinții plătesc niște sume astronomice, plus că suferă de această apartenență la marea școală și atunci ei continuă să lase copilul în acest mediu. Da. Și să ajunge pe la 12-13 ani și la această școală ești întrebat. Te simți bine în pielea ta? Ca băiat? Copil de 12 ani. Părintele dă mail. Ce întrebări sunt astea? Etc. De exemplu, da? Și se răspunde direct. Acestea sunt întrebări normale pe care colectivul școlii s-a gândit să le pună, pentru că într-o țară ca aceasta, în care nu știți care sunt într-adevăr nevoile unui copil, nu sunt întrebați copiii să decidă ce zice. Da. Deci se întâmplă și la noi, doar că într-un procent infim, infim, și am mai spus și eu asta altă dată, eu nu cred că în România ei vor reuși, se chinuie de totuși de 30 de ani, e greu. Nu cred că vor reuși să implementeze aceste mizerii numite progresiste, pentru că vreau să nu cădem în partea cealaltă și să definim generalist progresismul, pentru că în momentul în care acesta a început, deci la, mă rog, la origini, era scris într-o cu totul altfel. A fost o, mă rog, o doctrină benignă. Mă rog, erai mai progresist, nu erai conservator, mă rog, da? Astăzi s-a transformat într-o demență și într-o deviație socială, spirituală, intelectuală, pentru că nu mai e cool nici măcar să fii intelectual. Astăzi intelectuali sunt doar cei care sunt și progresiști. Da, după cum știi, suntem trăim sub diverse presiuni. Una dintre ele vine din ideologia, dinspre ideologia de care tu pomeneai, acest curent progresist care stă în fapt și la baza transformărilor avute în vedere de Agenda 2030, a marii resetări, a celei de-a patra revoluții industriale, a obiectivului numit fuziunea identităților noastre fizice, biologice și digitale, implementarea proiectului 15, orașului de 15 minute, transformarea oamenilor în animale controlabile, nu-i așa cum spunea ideologul Harari, și, știu, introducerea tuturor sistemelor de supraveghere posibile, cenzurarea completă a expresiei
Și adineauri tu spuneai, te arătai optimistă, că în România lucrurile astea nu se vor putea și tu ai un contact de departe, mult mai direct și mai energic și mai captivant cu oamenii care te urmăresc și cred că ai și infinit mai multe argumente decât mine să fii optimistă. Sunt foarte optimistă. Nu cred în toată agenda asta că ea se va putea implementa. Probabil doar în Greenfield, să-i țină pe ea. În 15 minute sunt fericită să-i țină pe toți locuitorii de acolo. Aici mi-asum tot ce spun. Noi și glumim foarte mult. Dar există cartiere unde chiar trebuie implementat asta cu 15 minute, că se iese prea la liber. Dar în rest nu se va. Nu te dezici deloc în plan? Nu, pentru că educație se face prin umor, în special a copiilor și nu numai. Și eu am reușit asta cu adulții, deci cu copiii este mult mai ușor. Doi, atâta timp cât nu încercăm, cum am făcut tot și în timpul comunismului, da? Să trecem peste toate aceste capcane, că sunt capcane. Ține minte, și acum 3 ani de zile, senzația era că așa vor rămâne lucrurile și că noi toți vom circula oriunde pe glob forever dacă vom fi updatați cu nu știu ce vaccin, corect? Da. Oriunde pe glob, forever, for life, adică în fiecare an tu trebuia să-ți faci nu știu ce și doar așa mai puteai circula. Așa ni s-a spus, corect? Am spus, nu va fi așa. De ce? Pentru că tu nu poți la infinit. Și aici o să fac o mică paralelă cu mica mea luptă de când eram mică și eram la facultate cu profesora mea de studii este europene, luptă, mica mea discuție în care eu îi spuneam că eu nu cred în Uniunea Europeană, nu vreau să interpreteze că sunt împotriva Uniunii Europene definitiv, eram un copil și astăzi cred foarte multe lucruri pe care eu le vorbeam cu profesora mea atunci, și anume faptul că, și s-a dovedit, trăim asta azi, da? Nu poți pune la oaltă. Noi nu suntem Statele Unite ale Americii, unde cât de cât oamenii fac parte din aceeași nație, cât de cât, da, chiar dacă sunt diferite statele între ele, câteodată, mă rog, valorile în care cred, felul în care trăiesc, etc., nu contează. Acolo nu avem un stat francez, un stat britanic care nici nu mai e deja, da? Un stat italian, un stat român. Noi suntem culturi diferite. E foarte important. The culture difference, asta este o paradigmă foarte, foarte importantă. Nu e vorba că noi nu putem trăi într-un fel de aranjament economic. Putem. S-a dovedit, am putut mai bine, mai rău, după cum, na, ne-a fost creșterea, educația, așezarea, da? Dar niciodată nu vei putea uni și fără să poți uni astfel nu vei putea învinge, da? Deci niciodată nu vei putea crea o uniune care să poată trece peste barierele spirituale, culturale, etnice. Nu ai cum. Nu a reușit nimeni pe glob. Ok? Nu se poate. De ce? Pentru că suntem extrem, extrem de diferiți. De aceea nici mascarada, pentru că, pe care eu așa am numit-o și mă bucur că toată lumea folosește astăzi acest termen, nici mascarada n-a reușit. De ce? Din același motiv. Tu nu vei putea să faci o lege universală sau globală pentru toată lumea. Te întreb, tu crezi că în Columbia tu vei putea implementa orașul de 15 minute? Categoric nu. Niciodată. Dar știi ceva? Absolut de acord cu tine. Dar stau să mă gândesc acum. Sunt ferentari? Uniunea Europeană văzută ca un spațiu cultural omogen este greu de realizat și pentru faptul, și sunt de acord cu tine că putem vorbi despre uniune monetară, financiară, economică, însă armonizarea tuturor culturilor care fac parte geografic din Uniunea Europeană este extrem de dificilă și ei încearcă să mimeze această unitate culturală și a moravurilor și a credințelor religioase, încercând să facă o rocadă a principiilor, valorilor și virtuților. De exemplu, astăzi valoarea
supremă pe care o promovează curentul numit progresist este a toleranței. Mm. Ori toleranța care trebuie să existe. Da, exact, înseamnă exact invers. De toleranța trebuie să existe, dar trebuie să mă tolerez pe mine cu cultura mea, exact, cu credința mea. Exact. Cred că nu se înțelege exact ce ei de fapt vor să spună invers. Exact. Da. Revin acum diversitatea. Noi diferiți în diversitatea noastră, exact, complexă, exact, da? Absolut. E foarte mult de discutat, poate mai avem și alte ocazii, sper. Dar mă întorc la provocarea ta să și la evocarea mascaradei. Perfect termenul. Cineva i-a zis, nu eu, mi-a plăcut foarte mult, de asemenea pandemență. În acea pandemență, în acea mascaradă, tu ai luptat și te-am admirat de la distanță și am mai avut și dialoguri pe subiect pentru păstrarea drepturilor și libertăților. Și aici, iarăși, putem vorbi foarte mult, dar m-ar interesa în un subiect particular, temerea, dacă există, cu privire la tot mai vizibilă suprimare a dreptului tău de expresie. Ți-e frică? Ca să nu revenim la... Adică vezi că dreptul, libertatea de conștiință și de expresie este într-un real pericol sau nu? Nu. Păi gândiți-vă... Nu, deci, dar mergeți înainte, terminați cu, în timp ce vă întrebați, în loc să vă întrebați, mai bine faceți. Că dacă vă tot întrebați, asta este, știți ce se întâmplă? Și asta le spun și celor care mă urmăresc. Vă voi așteptați, uite, eu am făcut o pauză foarte mare de vertic politic și aseară am făcut o pastilă. Astăzi este cel mai vizualizat video de aseară până astăzi, da? Mă rog, o tâmpenie cu dronele astea și cu prostii astea. Mă rog. Oamenii stau în fotoliu și îl așteaptă pe unul să vină să urle. Ce se întâmplă psihic în momentul ăla? Eu vă spun despre... Vorbesc ca un despre cei pe care mă urmăresc, da? Să zicem. Și nu numai pe mine. Mă urmăresc, se răcoresc numai uitându-se la mine. Zic, gata, mă! Bravo! Mă susțin de acolo de pe fotoliu ei. Dar ei sunt pe fotoliu, nu se ridică unul. E a doua zi, ca asta le spuneam, în acei ani groaznici. Mă, nu vă mai uitați la mine și nu mă mai susțineți atâta. Mă, aveam jumătate de miliard de vizualizări. Păi, era o demență, da? Că tu a doua zi te ridici de pe scaunul ăsta, îți pui masca și ai plecat la metro. Auzi, ce se întâmplă cu voi? Voi gândiți-vă că dacă... Și le-am explicat și am dat exemplul ăsta de mii de ori, că parcă n-aveam altul atunci, dar vă dau N altele. Mă, în Marea Britanie... Au vrut să bage acest mandate cu mască, nu știu ce, peste tot, în metro, nu știu cum. Și au anunțat, de mâine trebuie să mergeți cu masca în metro. A doua zi au mers 30%. A doua zi, iar au anunțat, în metro, puneți-vă masca, e recomandat. N-aveau tupeu să zică că este mandatory. A doua zi au zis că e mandatory, că le recomand ceva, nu. A treia zi au venit 20%. A patra zi au venit 10%. Efectul invers. A cincea zi, nu, dar ea știu dreptul. A cincea zi, le ai cine vrea. Ce se întâmplă? Asta nu înțeleg oamenii. Oamenii ce nu înțeleg? Că toată puterea e la ei. Dar nu toată puterea doar dacă mergem toți în grup. Nu, mă, nu. Revoluția e într-un om. Care? În fiecare. Tu dacă te duceai și intrai în metrou, da? Și bă, și erați 500.000 metrou fără mască, să se protejeze, cărora e frică, foarte bine. Ce se întâmplă? Vă spun eu, s-a anulat măsura. Și tot așa, eu am trăit acei ani fără să respect nicio măsură. Am călătorit peste tot, am fost în toate țările, am fost în România, am intrat în supermarket, am ieșit din supermarket, am mers pe stradă, am făcut orice, fără, nu că fără, atenție, respectând Constituția. Normal, nu fără să respect legile, da? Dar nu am respectat acele măsuri abuzive care s-au și dovedit a fi neconstituționale după aceea. Mă rog. Așa este. Așa este. E. Problema generală este, după cum observi, frica. Frica de a fi tu. Bă, dacă tu nu vrei să ți-o pui, bă, nu ți-o pune. De ce ți-o pui? Ei sunt câțiva. Noi suntem milioane. Ce se întâmplă? Vă spun eu ce se întâmplă. În acești ani demenți, nu ultimii 3, ultimii 15 ani, populația a fost îndoctrinată cu următorul fel de a trăi și gândi.
normalul este al majorității. Dacă majoritatea nu face, nu faci nici tu. Trebuie să aparții. Dacă nu aparții, ești un mic monstruleț. Nimeni nu vrea să aibă de-a face cu tine. Nu ești proper. Nu ești politically correct. Nu ești așa. Nu se poate. Trebuie să fii așa și așa. Și asta au implementat-o corporațiile, okay? În ceea ce numim comportament inter și etc. Și atunci tu nu mai poți fi tu, atenție, în limitele constituționale, în limitele legale. Nu spune nimeni să fii un dement care nu știu ce face pe stradă. Dar atunci s-a depășit orice limită. Asta e diferența. Diferența este că, da, oamenii mă urmăresc, da, cei care mă urmăresc mă cred 100%, da, sunt foarte mulți care au luat inițiativa, de exemplu, să-și ducă copilul de mânuță până în clasă, în școala care este a statului și care le aparține. Da. Îți dau exemple aleatorii așa. Și ce să vezi? Nu se întâmplă nimic. Pentru că cei care dau curs acestor abuzuri știu că o fac ilegal. Da, cu îngăduința ta, revin puțin la subiectul care mă preocupa, așa numit libertatea de expresie. Da, eu nu am simțit. Nu, păi eu sunt dovada vie. Da, dar e adevărat, nu poți însă contesta că au fost extrem de multe abuzuri în ultima vreme, ale cenzurii, ale intervențiilor autorităților. Citeam relativ recent un autor pe care îl urmăresc și îl recomand de altfel, îl cheamă C.J. Hopkins, care a plecat din SUA și s-a refugiat. S-a instalat la Berlin și el a fost unul dintre autorii pe care am urmărit în perioada mascaradei și cu ale cărui teze am fost foarte de acord. El a protestat într-una împotriva măsurilor restrictive, neconstituționale, a abuzurilor și mai departe, inclusiv a măștilor. Și a calificat într-un mesaj postat pe Twitter masca drept un simbol care seamănă cu abordările naziste. Ei, pentru această afirmație și pentru faptul că a folosit o paralelă între mască și svastică, deși în Germania nu este interzis să folosești svastica în alte scopuri decât promovarea nazismului, ei bine, el pentru asta a fost amendat, are de ales între a plăti amendă sau a se duce la pușcărie, dar este un exemplu dintr-o sută. Eu mă bucur pentru optimismul tău, dar în același timp îmi dau seama că există totuși tot mai multe atentate care vin sub umbrela cenzurii și foarte grav, care vin să plaseze oamenii în poziția de a se autocenzura. Și asta mă preocupă și mai ales tu care ești un om al liberei expresii, da, și al promovării liberei expresii. Eu sunt un exemplu viu că nu am suferit absolut niciun fel de cenzură. Cenzură însemnând, nu știu, posibilitatea de a mă mai exprima vreodată public sau pe vreun canal TV sau în online sau pe aplicația mea sau etc. Nu am pățit așa ceva. Adică chiar nu am pățit. În afară de tot felul de derapaje ale unor grupuri din astea care, nu știu, mă voiau scoasă de pe fața pământului, abar n-am, astea sunt niște săraci. Știi ce se întâmplă? Și pe ăștia trebuie să-i luăm cumva, adică nu poți să iei așa cum sunt ei, că spun ei că ei vor să... Și dacă spun ce? Sunt și niște unii acolo... Mă rog. Dar scuze-mă, iartă-mă, te rog, că te întrerup. În contextul ăsta, să știi că au fost apeluri în spațiul nostru, în jurisdicția noastră, apeluri care au încurajat cenzura, uh-huh, și limitarea libertății de expresie, wow, și mai grav, întemnițarea negaționiștilor, conspiraționiștilor ca tine și ca mine și ca alții, și anti-măsuri restricții și anti-vaccinii. Întemnițarea lor. Și știi cine au promovat asemenea îndemnuri și asemenea oameni care se cărturari, oamenii ai elitei culturale naționale. Progresiste. Că tocmai am spus mai devreme că intelectualii astăzi nu mai sunt acceptați ca fiind intelectuali decât dacă sunt și progresiști. Restul nu sunt acceptați în nișa aceasta a intelectualității adevărate. Și asta este o discuție și să știi că eu urmăresc și citesc foarte mulți intelectuali adevărați, unii foști progresiști actuali, nu știu,
Și ce se întâmplă și, nu știu, eu par așa un om deloc tolerant, dar nu e adevărat, sunt. Sunt foarte tolerantă. Să știți că această capcană, care a însemnat noul progresism, a prins pe foarte multă lume. Marea mișcare denumită, sau la noi, hashtag rezist aceea, să știți că a păcălit foarte multă lume. Inclusiv, și chiar făceam o glumă, când făceam verdictele politice, spuneam, bă, fiți atenți, toți prietenii mei sunt hashtag. Bă, toți au fost în piață. Prietenii mei, mă rog, 2-3, nu. Dar restul toți au fost în piață. Deci, eu, care, na. Astăzi nu mai sunt, nu contează asta. Acea retorică i-a păcălit. Eu nu pot spune despre acei prieteni sau acele cunoștințe că sunt proști. Că nu sunt. Sunt oameni cu cariere, cu etc. Dar după ce, mă rog, a trecut acest val, i-am întrebat, mă, ce s-a întâmplat atunci? Adică, cum se produce în minte? Că e foarte important. Totuși, aveți 40 și ceva de copii. Domne, am crezut că putem să schimbăm din temelii România. Ok, dar în ce sens? E foarte important. Și mi-a spus, păi eu voiam să fie așa, ăla voia să fie nu știu cum. Care a fost marele secret care a mers exclusiv subliminal în mințile lor? Că mișcarea tuturor nu contează ce dorești. Nu contează. Ești o minoritate de 3 oameni care vor să se îmbrace în bebeluși și să meargă liber pe stradă? Atenție! Da, ești binevenit. Tu ești o comunitate de 5 prieteni corporatiști care îl urăți pe CEO și ați vrea să se schimbe legislația și organigrama în corporație? Vino la noi! E așa o strâns acea masă amețită care nu știa nici măcar de ce e acolo. De fapt, fiecare știa pentru el. N-a existat niciodată un crest comun. El a fost numit, el a fost un hashtag comun, dar nu a reprezentat o doctrină comună. Pentru că asta este marea capcană progresistă. Orice frustrare ai pe acasă, vino cu ea la noi. Cu îngăduința ta, o să revin la un autor pe care îl cheamă Dana Budean. Suntem sătui de spectacolele mediatice în care democrația funcționează doar dacă câștigă cine trebuie, în timp ce corupția este un flagel doar dacă discutăm de adversari. Retorica Occidentului pur și a hoției liderilor autocrați a fost repetată atât de mult încât tinerile generații sunt formate să creadă lozincile recitate pe social media. Sincer, nu-mi făceam iluzii despre altceva într-o lume în care Greta salvează planeta și liderii globali vin să discute problema schimbărilor climatice în avioane private. Dezastrele climatice vor fi arme folosite deștept de marile puteri pentru a legra problemele geopolitice din proximitate. Țapul ispășitor va fi mereu un geam, tema schimbărilor climatice fiind capabilă să acopere nevoile fricii propagate mediatic pentru decenii întregi. Așa cum scriam mai demult, fiecare furtună, vară călduroasă sau inundație puternică, va avea un răspuns unic în gura creierilor netede majoritare pe planetă. Încălzirea globală. Nu te provoc să discutăm, excelent textul din nou, nu te provoc să discutăm despre încălzirea globală, probabil că vorbim aceeași limbă și împărtășim aceeași... Dar vreau să îți cer părerea, spune-mi, încălzirea globală poate fi un pretext. Poluarea un alt pretext. Rolul nociv al sărmanelor animale care trebuie decapitate, un alt pretext. Se pot inventa o grămadă de pretexte pentru ca nevoia de control a populației să vină tot mai presantă pe agenda. Da. Crezi? După analiza mea, sunt tot felul de semne că se pregătesc din nou tot felul de mișcări în zona asta. Cum vezi tu subiectul amenințărilor viitoare?
Subiectul anunțat de sub diverse pretexte, evident. Fix cum vă uitați astăzi la mișcarea hashtag rezist, o mai vedeți? Ești din nou optimistă. Nu, vă explic. Mai vedeți mișcarea hashtag rezist? Ia de ce nu se mai coaguleze așa repede și nu mai vin ăștia în piață? Ce se întâmplă? De ce nu vă mai strângeți? Nu mai luptați cu PSD-ul? Acum nu facem politică, dar PSD-ul e la putere. Nu veniți să-i dați jos? Când veniți? De ce nu se mai adună ăștia acum? De ce nu se mai adună așa forță mare de tot? Vă spun eu. Pentru că majoritatea publicului lor nu mai crede. Asta se întâmplă și la nivel internațional. Ok, e de bon ton să discutăm despre încălzirea globală, o să mai fie de bon ton să facem nu știu ce, însă efectul de bumerang a ceea ce au încercat să facă în anii mascaradei îi va lovi definitiv. Nimeni nu se va mai supune din orice tâmpenie. Gândiți-vă că acum, și vorbim de America, de e cam nenorocire, și de Marea Britanie, și nu o să spun numele că îi protejez, eu am o colaborare extraordinară pentru showroom-ul meu cu un celebru loc din Marea Britanie, cel mai vechi comerciant de cărți. Și acolo sunt niște doxe, lucrează niște doxe. Și ultima dată când am fost, n-am găsit cărțile astea, progres, progresist, de-astea, woke, ce, nu erau. Înainte erau în perete, impus de edituri. Da. Că editura scoate 30 de cărți bune și două imbecilități. Astea, tot felul. Și m-am uitat așa, mă rog, și m-am întrebat. Zic, dar ce se întâmplă? Nu mai e perete la acum. A, zice, nu mai este. Zic, dar ce s-a întâmplat? Pur și simplu nu l-am mai primit. Ne-am săturat. Eu nu vreau să îmi îmbrățișez câinele ca să-mi fie cald în casă. Nu vreau să trăiesc așa. Vreau să trăiesc ca la 1870, când duduiau șemineele prin camere, când îmi era cald, când îmi era bine, când cartea, și mi-a cartea, era făcută dintr-o hârtie pe care eu astăzi tot încă vă pot vinde în stare exemplară. Iar dacă vă iau cartea asta din 2023, eu nu vă pot vinde pentru că paginile se îngălbenesc pentru că este din hârtie reciclabilă. Eu asistam, eram cu fetița mea, eram așa. Repet, un loc anume. Asta este hârtia reciclabilă, hârtie igienică pe care se tipăresc cărți de valoare. Eu nu vreau să trăiesc așa. Noi nu mai vrem să trăim așa. Și zic, și ce s-a întâmplat? Ce au spus editurile? Am întrebat eu. Și au spus prima dată, au spus, ce se întâmplă, nu știu ce. Și zic, și după aceea, după aceea s-au dus la editură înapoi și știi ce s-a întâmplat? Și au făcut un calcul și au văzut că pierd un milion și ceva. Și știi ce s-a întâmplat? S-au întors imediat înapoi și au zis, nu-i nimic. Atenți! Totul este până la bani. Ce vreau să spun cu acest lucru? Nici o mare corporație. Și aici vorbim și de marile corporații din industria petrolieră și de cine vrei tu, de cei mai mari poluatori ăștia. Gata, ok. Niciodată nu se vor opri din business și din făcut bani acționarilor, pentru că s-au răsculat ăștia și nu se mai opresc cu tâmpenile. Nu există așa ceva. Ok, un an, doi, trei, cinci și după aia știți ceva, mă? Noi poluăm, ok. Ne înregistrăm în China și gata. Aici o să te contrazic un pic. Tu știi, există o marcă de bere americană foarte celebră care a avut proasta inspirație să-și aleagă drept promotor un transsexual. Da, și a fost canceled. Și a fost boicotată. Păi masiv, asta spun. Dar a avut 2,5 miliarde de dolari pierdere. Păi asta spun, nu se va mai putea. Adică deci, asta spun, eu ce spun este că nu se va mai putea, că nu mai vrea nimeni, nu mă interesează, adică ok. Să sperăm, da. Îți spunem despre Black Lives Matter. Unde? Și-a făcut misiunea și... Și unde? Mai luptăm? Probabil că vor căuta altceva. O să caute alte vieți care să conteze. Lucruri sunt pasagere, asta ce vreau să spun, optimismul meu vine din faptul că tot ceea ce nu este valoare permanentă, nu rezist. Mă bucur de optimismul tău, îl folosesc ca pod pentru un alt subiect și e un pod foarte potrivit, pentru că aș vrea să vorbim înspre finalul întâlnirii noastre de un subiect
care s-ar numi România. Și o fac pentru că tot tu m-ai provocat, sau dumneavoastră, dacă e să recurg la rigorile pe care le-ai impus, da, aș prefera să vorbim foarte familiar cu tu, tot tu m-ai provocat în două contexte, trei. Într-un context în care vorbeai despre români într-un interviu ca despre o națiune abilă, și am citat din memorie cu exactitate, sunt sigur, și acum parafrazez, o națiune care a avut puterea să-și valorifice calitățile, abilitatea era unul dintre ele, spiritul ludic, umorul, diverse tehnici de supraviețuire, toate șiretlicurile balcaniste pentru a rezista. Era un context în care vorbeai foarte elogios despre națiunea ta și, cu îngăduința ta, o să citesc pentru ultima oară și o să ajung și la al treilea motiv pentru care am vrut să vorbesc despre acest subiect, care pe mine m-a emoționat mult mai tare decât primul. Zici tu, este timpul să ne punem la masă cu toate resursele de inteligență de care mai dispunem și să gândim un plan serios pe termen lung de salvarea economiei și economiei românești. A României și economiei românești, scuză. Trebuie să ne extragem cu rapiditate din ghearele deglobalizării și a resetării în curs de implementare. Nimeni din UE nu se va gândi o clipă la viitorul nostru. Suntem prea slugarnici pentru a înțelege crudul adevăr, dar această realitate ne va izbi în anii următori. Suntem datori să reușim în fața copiilor noștri și a bătrânilor care au construit această țară. Suntem condamnați să ne luptăm pentru ca ultimii ani de viață să nu îi găsească înghețați de frig și subjugați de foame. Nu ne trebuie decât voință și o doză minimă de inteligență. Refuz să cred că nu avem aceste resurse pe care am reușit să le descoperim în cotloanele României în timpuri mult mai grele decât cele pe care le trăim astăzi. Este un apel extrem de emoționant, din nou formidabil croit, excelent scris, și în acest al treilea motiv pentru care m-a determinat să pun pe masă acest subiect este, de fapt, cel mai emoționant, cum spuneam. Într-un alt interviu ai făcut o referință la scrierile politice ale lui Mihai Eminescu și ai zis ceva care realmente m-a mișcat. Și ai zis: copiii și tineri, dacă vreți să înțelegeți cum merg lucrurile pe planeta asta și vreți să înțelegeți cu adevărat România și românismul, citiți-l pe Eminescu. Publicistica, da. Publicistica lui Eminescu. Eu mă înclin în fața scriitorii tale, în fața apelului tău, în fața apelului tău la publicistica lui Eminescu și nu am decât să îți ofer microfonul să reiei acest apel. Acest apel ascunde, de fapt, o realitate aparent tristă, pentru că și Eminescu se plângea în publicistica sa. Rău de tot. Da. Și vorbim de anii 1870. Gândiți-vă în ce an suntem și gândiți-vă că am supraviețuit. Ce înseamnă asta? Apelul meu vrea să spun atât. În fiecare zi, azi, mâine, peste o săptămână, noi real o putem lua de la început. Noi, ca nație, nu ne-am schimbat. Cel puțin de la 1800 până astăzi. Pentru că, în general, națiile au un profil. Și intrăm într-o altă discuție care este foarte lungă, da? Și în analize antropologice și etc. Dar simplu explicând, noi avem un profil, acela de supraviețuitor. Foarte important.
Când inclusiv Eminescu credea că nu se mai poate face nimic, ne-am revenit. Cât? Încă 20 de ani. Când Eliade a plecat pentru că nu se mai poate face nimic, în perioada interbelică a fugit pur și simplu, ne-am revenit. În comunism, când nimeni nu mai credea, ne-am revenit. Și astăzi o să ne revenim. Sunt 100%. Astăzi nu ne lasă netul. O să ne revenim și așa. De ce? Pentru că țara asta nu e dusă pe umeri de centrele astea moderne, foarte intens promovate pe toate canalele, da? București, etc., Timișoara, Cluj exclusiv. Nu este așa. Clujul e un județ, nu e un oraș. Okay? Timișoara e un județ, nu e un oraș. Da? Astea sunt niște centre ale unor județe. Noi nu stăm pe umerii unor trotinetari din București, după trei alei și după Calea Victoriei, care bănână e pe acolo cu trei înghețate. Nu. Noi stăm pe umerii celor care țin țara asta de când lumea. Am făcut la un moment dat un verdict despre naționalism. Că e foarte modern naționalismul acum și este, a devenit așa, prezent în gura tuturor. Vă rog să nu mai vorbiți, am spus, despre naționalism. Știți ce înseamnă naționalism? Știți ce înseamnă real naționalismul? Naționalismul este ceea ce lași moștenire tu ca individ singur cu copilului tău și tot așa și așa mai departe, și ceea ce tu, cel ajuns astăzi, care vorbești despre naționalism, mai știi, mai ai mai avut grijă de ceva moștenit de la strămoși. Toți cei care astăzi pronunță naționalism, fac inclusiv politică naționalistă, n-au dus mai departe nimic din familiile lor. Tu nu ești naționalist. Naționalist e cel care are oi de 200 de ani și sunt mii. Naționalist e cel care n-a plecat de pe pământul lui pentru că i-a fost rușine de străbunicul lui care nici nu mai trăiește. E acolo, mă. Naționalismul e permanența pe care noi toți stăm. Nu numai în România, în toate țările. Franța nu e ținută de băia care trăiesc pe Șanzelize și de 7 companii. Nu. În Franța, precum în România, dacă te duci înăuntru, da? Acolo, în mijlocul lor, ăia sunt cei care țin totul pe umeri. Și asta e peste tot în lume. Deci naționalismul este al celor care se uită la noi, astăzi râd de noi, râd de noi. Provincia râde de noi. Provincia râde de toți. Există. De râde, râde. El se trezește la 5 dimineața, mă, în fiecare zi și pleacă. Nu-i spune nimeni să pleci. N-are telefon la el, n-are nimic. El se trezește că s-a luminat și pleacă pentru că începe să se întunece și atât. El este... Tu nu-i cum vreodată că spui că de ce ești optimistă? Păi cum vreodată cineva crede că poate să învingă? Însă chinuie să învingă China. Okay. Tu nu poți învinge ceva care există de 20.000 de ani. Civilizație. Pentru că tu nu ai cum să înțelegi. Tu ești un progresist disperat pe o trotinetă. Tu nu ai ce să înțelegi. Tu nu știi nimic despre istorie, despre facerea lumii, despre cum poți să crezi că poți să învingi o nație, da? Care trăiește în perfectă armonie cu universul. Oamenii n-au ceas. Deci, oamenilor le spune soarele câte ceasul azi, în 2023, și tu vrei să-l învingi pe ăla? Să-l strămuți pe ăla undeva? Să-i faci ceva? Ce să-i faci? Să-i pui mască? Dana, pledoria ta emoționantă mi-aduce aminte de un proiect de care se ocupă un prieten foarte bun de-al meu, pe care o să-l am odată și odată invitat. Se numește Mircea Pușcașu. El a fondat o fundație care se numește Bucovina Profundă. Și acum lucrează la un proiect educațional care are ca temelie tocmai această idee a continuității. Și îmi povestea relativ recent de felul în care încearcă să facă
foarte palpabilă cumva conexiunea ta cu strămoșii tăi și dădea exemplu cursanților lui, lucru care de asemenea m-a emoționat. Oameni buni, știți câți strămoși sunt între tine și Decebal? Pe linia familiei tale. Îi pui într-o clasă de curs. Sunt 50 de generații. 50 de bunic, străbunic, străstrăbunic, străstrăstrăstrăbunic, în 50 de oameni. Ăia sunt țara ta. Neamul tău, ăia sunt. Dana, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Sper să avem ocazia să mai dezbatem subiecte interesante, dar cu îngăduința ta te-aș provoca, în final, la un exercițiu de imaginație. Și un exercițiu de imaginație care să însemne că Dana Budeanu coboară de la, hai să nu zic catedră, dar undeva într-o zonă în care ar trebui să reacționeze. Nu-și dă cu părerea, reacționează și repede. Replica trebuie să vină repede, promptă, autentică cu ce crede Dana Budeanu și cum ar reacționa Dana Budeanu. De asemenea, cu îngăduința ta o să mă ajut și de câteva întrebări pe care le-am schițat pentru acest intitulat de mine exercițiu de imaginație. Și l-am plasat undeva, evident, în viitor. Și l-am plasat pe 22 iulie 2030. Tu pui pe masă tortul și Maria vine la tine și îți dă un cadou. Cadou veste. Și spune așa: mami, m-am mărit. Reacția ta. Nu pot să răspund asta. Nu poți răspunde? Nu, ba da, dar am vrut să fac o glumă și nu vreau că... Bine, ele nu se uită oricum, dar zic așa. Să se mărite cumva. Am încredere în fetele mele. Nu vă imaginați, sunt crescute. Am eu tot felul de fraze și glume. N-am niciun fel de temere. Mami, din fericire... Mami, nu mă întreb cine e alesul? Eu, de exemplu, eu aș interpreta rolul Mariei. Eu să răspund din start, dar n-am vrut să se interpreteze. Păi ea n-are ce să mă anunțe că eu știu. Aha, asta deci am vrut tu, să tu deja știi. Da, există. Uh-huh. Știu. Și alesul, dacă alesul, nu contează naționalitatea sau etnia alesului? Nu. Ok, bun, avansăm. Dacă alesul vine la logodnă pe trotinetă, ce zici? Nu are, asta spun, că fetițele mele sunt eu ori un milion. Am înțeles. Atât de pregătite. Unde va fi nunta? Deci pe trotinetă n-are cum să vină niciodată. Unde va fi nunta? Unde va fi, unde își dorește ea, nu știu. Fetițele sunt ușor... aici îmi seamănă un pic, sunt foarte private, cumva, și nu știu dacă, dar probabil că o să le placă și o petrecere foarte mare. Dar unde vor ele? Eu sunt foarte... Vedeți, acești copii crescuți izolat, aparent, sunt de fapt foarte liberi și în raport cu mama lor, această mamă care le-a ținut pe ele într-un glob de sticlă, relația... Și raportul este unul total liber și eu sunt la dispoziția lor într-un fel în care nu cunosc pe nimeni a fi cu copilul său. La dispoziție însemnând la dispoziția lor. Eu sunt un părinte care le alintă de dimineață până seara și le duc în același timp. Nu forțez de dezvăluiri care nu sunt... Nu, vreau să un exercițiu haios de a te pune în mod autentic... Ideea este următoarea. Ați văzut Bad Boys, filmul? Da. Știu, Bad Boys. Mă rog, nu contează. Will Smith. Da. Da? Și vine unul să o ia pe fisa de la ușă. Și este o scenă celebră. El cu prietenul lui, erau polițiști amândoi. Deschid ușa și apare unul, săracul de el, 15 ani, venise să o ia la film. Întrebările pe care ăștia doi, erau polițiști și prieteni, le pun acestui băiat până pleacă, asta este ceea ce le răspund eu tuturor prietenilor care mă întreabă: mă, la tine când o să vină cineva să le ceară, tu o să fii ăștia doi din film. Am înțeles. Cine îi face roche de mireasă?
Ei, nu. Cine vrea, nu știu, cine vrea ea, probabil, Nu tu? nu știu, dacă îmi cere, da, sigur, cum să nu. Aha. Dacă îmi cere, da. Și dacă la nuntă vei întâlni tu soacra mică, nuntași care poartă mască, cum reacționezi? A, nu se face. Îi dai afară? Da. Și dacă bate Dar nu la... avem cum să ajungem pentru că nuntașii trebuie să fie invitații cuiva. Ei mei nu au cum să fie cu mască și ai lui nu au cum să fie că el n-ar fi ajuns cu ea. Tu E excluzi simplu. din start orice incident. Bun, luăm un incident Nu. extern și spune Vrei să știi dacă compania... cumva eu reacționez violent în momentul în care nu sunt lucrurile în jur așa cum îmi plac? Să Da. zicem... Nu. Nu, Violent nu, nu, dar mă nu. impun. Bun. Compania care asigură catering-ul spune, doamna Budeanu, că înțeleg că vei fi factotum, așa, noi avem o directivă că unul dintre felurile de mâncare trebuie să conțină și praf de insecte. Care va fi reacția socrii mici? Reziliezi contractul? Nu, schimbă, dar nu Schimbă. există Nu propunere, există. Nu nu, există propriu. nu. Bun, și vine poliția la ora 1 noaptea și spune, se oprește, vă rog frumos, dați muzica mai încet, că potrivit cerințelor, rigorilor orașului de 15 minute, la A, ora nu se păi dar eu poate... nu sunt în ăla, eu sunt în orașul de 15 minute acum. N-aș putea. Să zicem... Toate lucrurile acestea, într-adevăr, și insectele și o spun extrem de, nu în glumă, ironic. Orașul de 15 minute, făina de insecte, măștile pe față, etc. Toate aceste teme le-am numit eu în mascaradă și spuneam tot timpul, bă, astea nu sunt pentru bogați. Și toată lumea s-a ridicat, pentru aia care plătesc, nu ați înțeles? Nu, sunt doar pentru cei sărași cu duh. Ok? Ele nu sunt pentru bogați. Eu sunt o dovadă vie. Și le era rușine. Eu mă întorceam și acum spun ce mă interesează. Eu mă întorceam pe aeroportul Otopeni, unde era o masă pe care scria DSP. Nu știu dacă ți amintești, dacă ai călătorit în perioada respectivă, da? Scria DSP pe masă. Nu m-am oprit în viața mea la acea masă și tot că de-aia vă spun. Așa a fost pe vremea lui Ceaușescu, așa a fost oricând cu această nație. Și de la masa aia eu aveam o replică pentru ei, nu pentru ei, pentru șeful lor. Așa și ei înapoi. Aceeași replică. Astăzi, după frică, ție trebuie să-ți fie, trebuie să nu-ți fie, pardon, rușine. N-ați văzut că nu are voie să-ți fie rușine? N-are voie să-ți mai fie rușine. Totul e în public. Ok? Ne spui orice simți, orice vrei, mai există pudoare, educație, nimic, limită. Ok? Deci oamenii aceștia niciodată nu se vor supune. Toate aceste anomalii se întâmplă pentru că oamenii sunt de acord. Cei care veneau de la Căpșuni, e foarte important ce spun, din Spania, mii de români. Întrebați pe oricine, se opreau la masa DSP-ului de pe Otopeni, la 1 jumate noaptea, să Nici prezinte de cum. certificat? Niciunul. Niciunul. Când veneau hoardele, hoardele pozitiv, nu că jignesc pe cineva, masa paraliza, erau trei. Și atâta se făcea, se dădea un pic, se trecea. Așa am trecut anii ăștia. Deci, sunt un om pozitiv. În Dar ca să-ți speranță. răspund printr-o singură propoziție la toate întrebările despre nunta fetiței, da, sunt un om care se impune mereu, da, așa este, dar niciodată în fața lor. Se voia un exercițiu ghiduș pe care îl închid cu întrebarea dacă mă inviți și pe mine la nuntă. Da, sigur. Atunci e înregistrat public. Mulțumesc și pentru invitație și pentru prezența ta. Cu drag. Mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc din nou. Mulțumesc.